Dei. Da, și eu o să vorbesc cu noastră. Uite, o să aprins focul, vedeți cum se face. Până vine băieția. Că până nu se aprinde focul nițel, nu se. Uite așa, se pune potcoaba aici. Se dă la bățul ăsta, la foala asta. Vedeți cum face? Aude cum încălzește. Se pune cărbune acolo, se astupă, se încălzește, ca să se încălzească fierul. Vedeți cum acolo s-a făcut fum, nu mai e flacără, până se arde alea. După aia face iar flacără. Acum se scoate fierul de aici după ce se încălzește bine. Se pune aici să bate. Ia mai aguste ciocanul să bate. Uite, se pune aici. Da, și se face cant așa. Bate cu ciocan, face cant și apoi dă găuria pe ăsta. Pe ăsta face găurile. Definitiv, țac, țac, țac. Și asta se lucrează. Am băieții care s-a învățat să lucreze, unul de ei. Lucrează. Asta e meseria. Eu am furat-o eu de la meseria și când am văzut lucrând pe ăla, am furat-o meseria. N-a fost meseria mea asta de branșe. Am avut altă meserie. Am avut meserie de petrol, am avut meserie de fierar acolo. Acolo n-am lucrat fierăria, numai acasă am lucrat fierăria. Nu mai e de lucru acum așa cum era odată. S-a mai dispărut cu caii și să dispare. Acum e mașini de puterea, caii e mai la epuizare așa. Asta se numește sapă în față. Vedeți? Și să ție, să n-arunice. Să n-arunice calul. Acum să fiți atenți că scoți o potcoava din foc și o să vedeți cum s-a înroșit. Ia te lumea Vasile, dă-i cu alea, ia, hai. Ia arde Vasile. Dă-i. Arde. Ia să vedem asta, s-a făcut, mă. Se bagă în apă că se încălzește vârful și se descălește.
Am avut altă parte, am lucrat acolo de deasupra, unde era mai periculos și apoi l-am făcut aici. L-am făcut mai departe de foc, adică de casă, să fie întotdeauna, că lucrezi cu foc, sare scântei, sare orice, e periculos dacă e aproape de casă. E mai departe, întotdeauna. Asta e lui Stănică, tot coadele. Asta la cu vacile alea. Acum facem clapile, ia să vedeți ce facem noi acum. Arde. Opa, atât. Ferește-te așa. Vedeți, asta vine de desul la unghie, să nu fugă pot coaba. Când s-a făcut flacăra albastră, gata fierul. Copa, că după aia la ardem. E de culea vasilă, să se bate mult. Bate de bubrău. Opa. Asta e potcoavele, am două făcute, gata. Numai unul singur nu poți să lucrezi. Lucrezi unul singur, numai lucruri mici. Să tragi un ciocan, să tragi un topor, mă rog, lucruri mici să faci. Să faci caiere de gheață, să faci alte. Să faci lucruri mici, să îndoi, să sucești. Dar la potcoave nu merge unul, decât doi înși. N-ai cu cine trebuie să dai cantul, șanțul, să bată. Fierul să-l lățești, să-l faci lung, nu merge. Am spus, asta se numește practuriță. Le stingi focul. Niște foi de porumb legate pe șel. Și tineretul e greu să se mai ia acum, că nu poate să trăiască numai pe baza asta. N-ai servici, nu ești bun de nimic. Serviciu. V-am spus, dacă n-aveam serviciu, acum era greu, trebuia să mă uit pe drum, vedeam dacă vine cineva să-i lucrez.
E complicată treaba. Să stai numai în baza asta, vite multe numai. Înainte era, nu era mașinile astea să care marfă, să te duceai cu căruța, duceai marfă, duceai orice, acum nu mai. Acum are toți mașină, de la depozite, te aduce ei marfa, gata, peste tot, ți aduce orice, ți aduce în curte, gata. Vitrii sunt pe epuizare. Mai ține cât un om, cât un cal, cât un băulez rar, cine mai are boi, cât un căluț, cât un băulez rar. Care e mai bătrân și mai în putere, care nu mai e în putere, e bătrân, nu mai poate, nu mai. N-are cum să mai ție.